Salut! Acesta este firul pe care îl bag în Bâian Rugi și pe care mi-i fabric eu aici pe loc. Deci este fier de 12 și etrierii sunt de 8. Pentru că nu am avut de 6, că puneam de 6. Și are 4 metri lungime, 45 pe care o să o pun pe tot peretele. Aici în spate, unde să vă arăt unde. Aici sunt doi buiandrugi și o să pun dintr-o parte în alta fier. Normal se pune de fier de 8 sau de 10, eu am pus de 12 ca să fie mult mai rezistent. Așa am pus peste tot. Este ușor de confecționat. Oricum este mult mai bun decât buiandrugul cumpărat, ăla de la Poroten, cred. Adică ăla are fier de 5,5 și 2 cm jumate sau 3 de beton. În schimb, eu la un buiandrug asta pun 2 roabe de beton. Ciment adaug mult mai mult, să fie rezistent. O să pun direct sus. Haideți să vă arăt unde. Aici. Deci din partea asta până în partea cealaltă. Peste tot e așa, pe sus. Bine, aici nu, pentru că erau 3 metri încoace, unde nu trebuia, dar până la jumătate am pus. Și am pus cu 25-30 lateral de centimetri, pentru că poate vrei să modifici o fereastră, cum este aici de exemplu. Dacă vreau să o modific, o pot modifica, pentru că am de unde. Normal, buiandrugul are nevoie de 5-10 centimetri într-o parte și în alta. Dar cu cât faceți mai lung buiandrugul, cu atâta puteți să faceți modificări pe viitor. Sau reparații, sau cine știe. Vreau să vă pice în cap. Acum am apuc să fac beton și îl și pun sus. Vă salut și vă mulțumesc de vizionare.